Și atunci am venit singur, că aici veți vedea în cartea, este prima pagina de Telegraf, care spune sunt primul membru al Casei Regale în România. Și așa a ieșit în 80 de țara pe prima pagină atunci, în 90. So, a fost un foarte mare succes că am venit singur aici și am venit cu două ziariști francezi, Jean Botorel de Figaro, Journal Figaro, și o doamnă din SIPA Press, France Cavada, prin avion englez organizat de stre-nepota lui Titulescu, care a fost un prieten bun în Londra. Și avionul a aterizat în Otopen, a fost zon de război și nu poți să stai că două ore. Și atunci am făcut decizia să stai în România. Avionul a plecat și a reîntors la Londra cu toate ziariști și am stat eu singur. Și Cornelius Vlad atunci a fost redactor șef de România Liberă, m-a pus pe prima pagină, dar a avut fric tot să spune prințul Paul de România și a spus Paul de Hohenzollern, membru al familiei Hohenzollern, este primul membru să fie în România. Dar am ieșit pe prima pagină de România Liberă. Dar afară această ziar Teletelegraf m-a făcut o publicitate extraordinară atunci, că a fost poate în toată lumea, știu că am retoc în România. Atunci, după 20 de ani că sunt aici, primul m-am căsătorit în 96 cu Lia, prințesa Lia a fost de origine român, tata și mama va spune câteva în discurs, sunt de origine român și m-am căsătorit la Cozia cu părintele Galeriu, m-am căsătorit și episcop Vincențiu. Au venit câteva mii de persoane de afară, dar a avut fric să vin în România, în 96 oameni. Oamenii au venit cu mâncare, la stat la Intercontinental și au avut în bagaj mâncare și am spus, nu aveți nevoie. Și prosop și tot. Dar a fost interesant, dar au venit toate corp diplomatic și a fost cam 2000 de oameni. A fost prima căsătorie legală în 50 de ani. Și după asta, știu, Carol Ferdinand s-a născut, a fost primul prinț născut în România în 90 de ani. S-au reușit două puncte istorice aici. Carol al II-lea a fost primul născut în România atunci. Foarte popular Carol al II-lea. Nu se vorbesc despre asta. Cel mai mare șapit în cartea mea este despre Carol al II-lea. Că trebuie să știu și toți spuneți că 38 este cel mai bun period cultura și de economia României. Toți spuneți asta, dar nimeni spune este perioada Carol al II-lea. Și am vrut să-i dezvoltat punctul asta, că Carol a fost un rege inteligent, iubit, fiind primul născut în România, care a vorbit perfect limba română, și oamenii îl place. Când a fost forțat în exil de Brațiano în 1926, l-a ajutat Iuliu Maniu, armata română, și când a aterizat într-un mic avion de două loc, a condus din pilotat din München, după a aterizat în Cluj, și după din Cluj l-a luat armata, aviația română, și l-a aterizat în Otopen, a fost sute de mii de oameni care l-a primit cu plăcere. A fost un mare succes când a revenit în țară, în 30. Tot a spus că l-a salvat România. Și, de fapt, 37-38 a fost cel mai bun period economic. Și atunci trebuie să se dezvoltată. Nu există nicio statuie despre Carol al II-lea în România. Mi pare necorect asta. Monument. Trebuie să fie. Am reușit să găsesc albumul Regina Maria, care a avut ea personal, care a moștenit Carol al II-lea și acolo sunt pozele superbe despre Regina Maria când a fost tiner, când a fost bebe, când a fost cu tata și mama. Mama a fost Grand Duchess Marie, fiica țar Alexandru al II din Rusia și tata a fost Duke of Edinburgh, fiica Regina Victoria din Anglia. Este cunoscut, dar nu așa mult. Am intrat despre sora Carol al II-lea și frate Nicolae. Este o persoană necunoscut, de fapt. Aici veți vedea, am pus... Atunci, în România, în anii 20-30, există curs de mașină, de curs. În Timișoara, în Cluj, în Sinaia. Și Nicolae a participat și a castigat multe din curs, a castigat Le Mans. Și a avut o colecție de 300 de mașini. A avut Bugatti, Bentley, a avut tot. Și e un sportiv interesant, dar a fost și propus să fie rege Polonia. Asta nimeni n-a știut și când am întrebat ambasador Polonia, a spus, nu cred asta. Și a verificat, două săptămâni după, a venit, aveți dreptate, prințul. A fost propus de Pozulski, primul președinte care l-a iubit foarte mult, în Polonia, să fie rege Polonia. Dar nu a reușit așa. Asta e interesant punct. Și Nicolae a fost un personaj interesant, fratele mai mic al lui Carol al II-lea, dezvolta în istoria lui. El a plecat din țara când s-a căsătorit cu Ioana Doleti, la fel ca Carol al II-lea s-a căsătorit cu Românca. Ioana Valentina Lambrino, într-o căsătorie religios-ortodox.
care nu a fost anulat niciodată. Asta trebuie să... Primul, al doua, cu Elena de Greșa și Elena Lupescu, sunt bigamii din punct religios. Asta e, ține cont că în Odessa atunci a fost ocupat jumătate din țară, a fost că război civil, dar Odessa a fost încă în control rus alb. Atunci ține de Patriarh Moscova, este singur care a putut să anulat aceste căsătorii și nu l-a anulat. Foarte important. S-a anulat un mic tribunal din Ilfov, a anulat căsătorii care nu e valabil. Nu poți anulat o căsătorie religios, un tribunal civil în România. Plus a fost căsătorit în Rusia. Sau atunci asta este un punct istoric care trebuie să știu oameni. Când a murit Carol al II-lea în Portugalia, în 53, atunci tata a venit de la Paris și s-a depus ca moștenitor de drept pentru să se fac partaj. Fratele lui mai mic, Mihai, a avut atunci, fost regele Mihai, a avut drept să facă un apel. A avut trei luni. Nu a făcut apel și a recunoscut fratele mai mare și după a deschis masa succesorală împreună. După s-a făcut la fel în Franția, în Elveția, în Germania și în Anglia. În Anglia a fost ceva mai interesant. Tata a locuit din Londra, fiind o monahi și var cu regina Anglia. Curtea Supremă Engleză a numit tata administrație în 40 de ani, 50 de ani. Eu vin primul în România și am discutat cu Curtea Supremă aici și am spus ce trebuie să fac pentru să fac decizia din Portugalia legal în România. A spus că trebuie un executor care a durat câteva săptămâni. A durat 21 de ani. 21 de ani. Dar trebuie să spun, m-am batut pentru adevărul, că nu pot să spune, umplu mi-a fac partaj în Portugalia, în Franța, în Anglia, în Elveția, în Germania, dar aici vreau ce sunt 90. Și atunci procurorul general a avut drept să desfac o decizie definitivă. Total ilegal, de fapt. Fără motiv. Atunci a fost influent Iliescu, trebuie să spun. Dar atunci, ce s-a întâmplat? A fost două companii Thyssen, a avut un fel, 20 de ani în proces, pentru 50 de milioane de euro, nu știu ce, a fost o mare sumă. Și amândouă au fost foarte supărat și am plecat în Bruxelles și s-a schimbat legea. Am forțat să schimb lege. Procurorul general nu poate acum să desfac o decizie definitivă. Dar, între timp, eu trebuie să rejudecat toate procesele după 10 ani și am recastigat. Dar între timp am avut drept să intrat în Strasburg în drept omului din cauza că a fost interferență politic și după 5 ani am castigat și în Strasburg. Și Strasburg a spus, a dat aproape ordine, a spus că România trebuie să recunosc decizia și nu trebuie să fie prea mult timp. Și în câteva luni, Curtea Supremă a recunoscut decizia din Portugalia care spune că prințul Carol Mircea este primul născut cu toate drepturile de succesiune. Atunci, primul ramură din casa regală este casa masculin, că Constituția regală spune că femeia are drept la tron, de ce sunt supărat cu mine? Că decizia din Portugalia spune că eu sunt moștenitor de fapt de drept. Și Margarita fiind fata și Constituția nu poate să fie schimbat într-o monarhie, într-o republică, trebuie să fie o monarhie votată în Parlament să schimbe legislativ. Asta este problema într-o noi. Păcat că monarhia nu va fi imediat și trebuie să lucrăm împreună, să promovăm imaginea România fără să ne bate într-o noi. Dar problema a fost anturaj care a încurajat familia noastră să ne bate într-o noi. Dar când am văzut toată disinformația dată de anturaj uncle meu, am gândit, e bine să fac această carte care explic, fără să atac nimeni, dar explic exact ce este adevărul fapt că am moștenit a mea Carol al II-lea. Eu sunt descendent direct prin masculin. Și atunci am toate drept. Și Curtea Supremă recunoște asta și drept omului și Strasburg toți. So, am castigat, de fapt. Dar nu am promovat fapt că am castigat, că n-am vrut să-i provocat o război de familie. Dar acum trebuie să știu adevărul și eu poporul român fac decizia ce cred ei. Dar de ce cartea cred că este important? Casa regală, toate casele regale a primit cartea asta și a spus felicitare, am un scrisor din fiecare rege și în toată Europa și afară și din Thailanda și din alte parte, Morocco, tot rege din Morocco, tot a scris felicitare pentru cartea, nu am înțeleg bine istoria casa regală, acum avem o idee mai bună. Sau atunci cred că poporul nu are drept la fel să înțeleg adevărat istoria. Atunci ziaristul poate să spune stupiditate despre casa regală, că asta, o asta, o asta, e bine să se înțeleg tot. Cred că cartea va fi util și va fi dat gratuit. Am început să dat gratuit în toate liceu, universitate, unde vizitam, dat cărți gratuit. La Academia Romană a avut pentru biblioteca lor dat gratuit și președinte Academiei. Și aici. Și aici.
vreau un dat gratuit. Vindem, ocazional vindem cărți când se poate, dar toate banii este pentru să fac un tiraj mai mare, să continuăm să dați cărți gratuit. Și până acum am dat câteva mie de cărți și continuăm. Cred că este o carte foarte importantă pentru România. Am înțeles, sunteți un colecționar important, probabil cea mai consistentă colecție a momentului în Albanie, dar eu am o curiozitate. Vă place să faceți și fotografie? Eu, ca fotograf? Ca fotograf. Am preparat am avut o studiu de fotografii în anii 80 în Anglia, dar am făcut poza pentru Vogue, pentru mult magazin cunoscut. Sunteți implicat, de exemplu, în calitate de fotograf pe momentul Peru, prima carte dedicată fotografiei? Da, am făcut-o despre Peru, cartea despre Peru, sunt pozele făcute de mine, acum 30 de ani. Și asta a fost foarte interesant, că atunci ambasadorul Peru, acum 3-4 ani în Bucarest, m-a spus de, dumneavoastră a schimbat legea în Peru să salvați această vicunia. Și trebuie să știu oameni ce ați făcut. Și atunci am spus, ok, trebuie să refac, să fac, să găsesc pozele, dacă acum 30 de ani a fost negativ, atunci trebuie să le spală negativ, trebuie să le impunem acolo, acolo. Super, ne-am lăsat cartea în Peru. Asta e pasiunea mea. Vreau, după că se rezolv probleme cu familia mea, vreau să concentrăm, să salvăm pădure în România, să salvăm urs, trebuie să cade foarte tare urs. De exemplu, a fost 25.000, cred, când a venit, după Revoluția. Acum, cred că sunt 2-3.000, maximum. Cade și vor dispare total, e păcat. Și pădure, mai mult de 25% a fost tăiat ilegal în România, având cea mai mare pădure în Europa. Cred că acum dispare foarte rapid. Și trebuie, am vorbit cu Albert Monaco, el de acord cu mine, este un dezastru. E păcat. Asta este pasiunea mea și sper că anul viitor mi-ai devotat pentru asta. În America și Canada a participat în Voice of America, Radio Free Europe, în timpul război rece. Dar în America și în această perioadă, când am fost copil cu sora mea Doina, mama mea a promovat cultura românească, muzica și religia ortodoxă. De fiecare dată când ansamblul Ciocălia a fost invitat în marele orașe din SUA, mamei mele i s-a cerut să fie prezentatoare. Din această cauză, când am fost copil, casa noastră a fost plină de muzică folclorică și clasică românească. Când Irina a fost în întâlnire cu noi și a menționat acest proiect să ajute imaginea Palatul Cultură și a participat în acest eveniment, a fost mare plăcere pentru că a fost campanie mama mea.